În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Înainte de asta, dacă este vreo întrebare, așa cum obișnuim de obicei, dacă este o frământare, o întrebare, o nelămurire, ceva ce interesează viața duhovnicească sau viața de comuniune a acestei biserici, vă rog să spuneți. Data trecută am primit o întrebare. Vreau să vă spun că alaltăieri am fost la un liceu. Am fost la un liceu și copiii de acolo au pus, de la 3 clase, au pus 80 de întrebări. 80 de întrebări. Și sunt copii și cu toate prejudecățile lor și toate lucrurile acestea. Deci vă dați seama, noi de când am început, a trecut poate peste un an, nu? De când am început seriile acestea duhovnicești și nu știu dacă au fost 10 întrebări. Da. Deci într-un an 10 întrebări de la credincioși luptători și 80 de întrebări de la niște copii care dintre care chiar una mi-a spus, oare cum mi-a spus? Și că nu e prost popa ăsta. Auzi, dragă, ți-am zis că nu e prost popa ăsta? Și se dădea cu ruj așa, clasa nouă. Și mi-a zis, eu sunt atee. A vorbit tot timpul, s-a uitat pe telefon. Dar, când a sunat la pauză și s-au ridicat unii, care au stat foarte cuminți, și-a zis, e pauză, ieșim, în sfârșit, vă dați seama, un moment, i-a zis, stai mă jos acolo, că stăm și în pauză. Adică nu e întotdeauna ceea ce crezi. Bine, vă rog pentru data viitoare să... Avem ora de franceză, putem să stăm. A, ești aici. E adevărat, poate să confirm. Da, da, acum da. Am văzut-o. Nu-i problemă, avem ora de franceză. Da, da, a fost foarte... Așa a zis, da, avem da, da, da. Ora de franceză, putem să stăm. Deci, nu numai în pauză, ar fi vrut să stea după... De unde o oră m-a pus la rotisor. A scos rujul la un moment dat, știți? Dar știam că lucrul ăsta nu poate fi așa, pentru că inima omului, balsam de buze. Foarte agresivă, foarte incisivă și totuși sufletul este creștin. Totul sufletul. Stai mă acolo că avem franceză, putem să mai rămânem. Bun. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea. Acestea sunt daruri minunate care vin în urma unui alt dar pe care tot Dumnezeu îl dă să te poți smeri puțin. Dacă nu te poți smeri puțin și eu sunt unul dintre cei care nu poate să facă asta, dacă nu poți să te smerești puțin, nu poate să vină harul. Și atunci acel copil, de fapt, sau acel om care te războiește, de fapt, acelui om nu-i arăți nimic din lumina lui Hristos. Pentru că nu e lumina lui Hristos. Unde nu e lumina lui Hristos, nu luminează în întuneric și nici nu va veni. Vreau să vă citesc un apostol foarte frumos, pe care l-ați auzit de multe ori, l-am auzit de multe ori, de zeci de ori, de sute de ori, dar poate că n-am stat niciodată să zăbovim asupra lui. Sunteți de acord? Da. Acesta este al cincilea apostol de la taina Sfântului Maslu, epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia. Întâi de toate să remarcăm această construcție extraordinară a frazei. Nu voim ca voi să nu știți. Cât de frumos! Este incredibil de frumos. Adică arată aici o delicatețe extraordinară sufletească. Nu voim ca să nu... Vă dați seama că putea să se exprime în orice fel. Deci nu voim ca să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Ci noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu.
Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește. Are un cuvânt aici Părintele Rafael Noica, foarte frumos, din ce moarte ne-a izbăvit Hristos. Deci, iată ce spune Sfântul Apostol Pavel, cel care a trecut, a văzut moartea de foarte multe ori. Este la un moment dat un apostol în care spune, de 40 de ori, de nu știu câte ori am fost biciuiți cu 40 de bice fără una, de multe ori lanțuri, de multe ori condamnare la moarte, de multe ori s-a rupt corabia, am naufragiat, hoți, tâlhari pe drumuri, în drumurile lui. Deci a văzut moartea de mii de ori, dar niciodată nu era așa cum socotea în el. Ia uite ce frumos spune aici. Deci, de multe ori, peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați. Peste măsură. Adică ce înseamnă peste măsură? Atunci când vine un necaz asupra ta și de multe ori se întâmplă să trecem și noi prin aceste necazuri, cele mai multe dintre ele prin care am trecut noi poate n-au fost la măsura cele prin care a trecut Sfântul Apostol Pavel. Dar orice suferință, că e din dragoste sau mai ales că e din dragoste față de soț, față de iubit, față de iubită, față de fiu, față de fică, de mamă, de prieten, că este iubire, mai cu seamă atunci când suferim din iubire față de cineva, din cele despre care v-am spus, suferim, suntem răniți ca de moarte. Și credem că această durere mai mare ca aceasta nu poate să fie. Și cu adevărat, într-un fel, atunci când iubirea este rănită, suferi ca și cum ai fi primit o rană de moarte. O rană de moarte. Atât de dureroasă este iubirea care vine din dragoste și cam toate durerile, atât de dureroasă este durerea care vine din dragoste și cam toate durerile au într-un sens o înfrângere a iubirii. Mai puțin durerea care vine din invidie și durerea care vine din mândrie, din trufie, care, bineînțeles, este tot o iubire față de sine. Deci, durerea care vine din dragoste este o rană de moarte. Că spuneam că este față de fiu, față de fică, față de iubit, față de soț, față de părinți, față de un prieten bun sau o prietenă bună. De multe ori am auzit la taina Sfânta Spovedaniei, nu pot să uit. Iert, dar nu pot să uit. Ei, și atunci rănile acestea le considerăm noi ca fiind răni de moarte peste care nu putem să trecem. Și cu adevărat nu putem să trecem. Durerea este atât de mare încât noi, în noi înșine, ne socotim ca o sândiță la moarte. Din asta nu mai pot să ies, voi muri. Și atunci, într-un fel sau altul, că vorbim că a murit fiul maicii sale, sau că vorbim că ne-a murit maica noastră, sau că a murit o mare dragoste, și spunem din aceasta nu putem să ieșim niciodată. Și cu toate acestea vine mila lui Dumnezeu și toți, într-un fel sau altul, supraviețuim. Am spus și eu cuvântul acesta, poate de multe ori, de mult prea multe ori, fără să fiu atât de împresurat, atât de afectat, adică atât de strâmtorat că afectat am fost, dar o singură dată am spus, asta nu pot să o duc. Și într-adevăr nu puteam să o duc, pentru că încă nu eram creștin, nu eram în biserică și nu știam cum o să o duc. Am auzit, într-o dimineață a venit cineva, mi-a bătut la ușă la 6 dimineața și m-a anunțat
eram student anul întâi, parcă, și mi-a spus, mama ta a murit. Și am spus, asta nu pot să duc. Ăsta a fost primul gând. Și acum vă spun, de ce nu poți să duci? Pentru că singur nu poți să duci o asemenea durere. Ți se pare că este o rană de moarte, ți se pare că această rană te va omorî, această durere te va omorî. Că dragostea ta pe care nici n-ai reușit să o exprimi, nici n-ai reușit să o experiezi, nici n-ai reușit să o desăvârșești, iată, a fost rănită, a fost omorâtă. Ei bine, totuși, cum necum Dumnezeu face să trecem peste asta și de aceea și spunem din ce moarte ne-a izbăvit Hristos. Dintr-o moarte ca aceasta în care, indiferent ce s-ar întâmpla, iubirea nu cade niciodată. Iată cât de frumos, iubirea nu cade niciodată. Cu cât ești mai apropiat de Dumnezeu, cu cât ești mai apropiat de Hristos, fiindcă Hristos este iubire, fiindcă Hristos este Dumnezeu, cu atât iubirea nu cade niciodată și cu atât știi că chiar dacă este peste măsură, peste putere, peste orice fel de îndurare, totuși Dumnezeu ne scapă din asta. Dar ca nu cumva să credem că este de la noi sau prin vreun meșteșug omenesc, vrăjitoresc, lumesc sau demonic, să nu cumva să credem aceasta, Dumnezeu îngăduie ca noi în noi înșine să ne socotim ca fiind osândiți la moarte, ca să ce? Să nu ne punem încrederea în noi sau într-un alt om, să nu ne punem încrederea într-un alt om, că el ne-ar putea izbăvi de moarte. Din ce moarte? Din moartea aceasta duhovnicească. Un medic poate să te scape de la o moarte printr-o operație. Un om care te resuscitează, să zicem, ai făcut o asfixie, că un blocaj și îți redă respirația, eu știu, poate să te salveze de la moarte. Dar o moarte care va aduce după sine mai devreme sau mai târziu, moartea. Din ce moarte ne-a izbăvit Hristos? Dintr-o moarte ca aceasta în care noi să ne punem nădejdea în noi sau în alt om. Spune acolo atât de frumos la Paraclisul Maicii Domnului, ajutorului omenesc, nu ne încredința pe noi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Adică ce înseamnă? Să nu ne încredem cumva că din această durere de moarte pe care ne-o dă invidia pismașului diavol și pe care Dumnezeu o îngăduie ca să nu cumva să ne punem încrederea în noi și să fim ca morți, din această moarte, din această părere, din această stare, ne salvează Hristos. Care Hristos? Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi. Dar cât de frumos, iată, spune în continuare, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru voi, pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire adusă de către mulți pentru noi. Incredibil aici, ce comuniune, ce cuvinte care exprimă o comuniune mai presus de orice comuniune, o rugăciune care de fapt este, te salvează, este primită în dar și care te salvează de la moarte. Ei bine, fraților, despre încrederea în noi înșine, aceasta este astăzi poate cea mai la modă tehnică de
cum îi spune, cine îmi zice, că nu știu exact, tehnică de auto... Dezvoltare personală, dezvoltare pe toate tehnicile de dezvoltare personală, eu nu le cunosc, dar intuiesc și vă rog să mă iertați că e un semn de ignoranță să vorbesc despre ceva ce nu știu, dar toate tehnicile de dezvoltare personală care nu sunt rele în sine, în sine nu sunt rele, dar toate acestea vin și se fundamentează printr-o încredere în tine mai presus de Dumnezeu, adică sunt antropocentrice. Îl au pe om în centrul zidirii, în centrul creației și în centrul vieții duhovnicești. Și când ne punem încrederea în om, fără să avem încredere în Dumnezeu, suntem ca și morți. De ce? Pentru că în fața noastră stă o persoană care este și ea mărginită, este și ea muritoare, afară de faptul că, sigur, avem personalități, singura personalitate în Ortodoxie este Sfântul. Personalități culturale sau de altfel avem în lume și într-adevăr sunt și cu adevărat sunt și evlavie pentru munca lor, dar personalitatea, singura personalitate este Sfântul, pentru că Sfântul a dobândit încredințarea, dar ca dar de la Dumnezeu, încredințarea că este nemuritor și nu numai că el crede asta în chip iluzoriu sau într-un delir mistic, ci cu adevărat el încredințează și pe cei din jurul său, cu harul său, cu pacea sa, că este nemuritor și îi ajută și pe aceia să facă dezvoltare personală atât de dezvoltată încât să ajungă și ei să se încredințeze că sunt nemuritori. Deci Sfântul Apostol Pavel, care cum a ajuns la credință? A văzut lumina necreată, l-a văzut pe Hristos în slava sa, i-a văzut fața, lumina aceea care l-a pus la pământ în genunchi și care l-a și orbit. Deci, nu știu dacă am putea să ne imaginăm acest experiment, cum ar fi astăzi să ne plângem de toate necazurile noastre, așa cum suntem obișnuiți, mai mici sau mai mari, reale sau părute, rezolvabile, vindecabile sau incurabile după mintea noastră, cum ar fi să ne trezim mâine dimineață că nu mai vedem, că suntem orbi. Este de neconceput. Nici de-a baba oarba nu ne-am mai jucat de când eram copii. Și să vă spun ceva, numai copiii se pot juca de-a baba oarba. Pentru că ei au lumina în interior. Nouă, dacă ne pune cineva un fular la gât, la ochi sau altceva și ne ține 5 minute, intrăm în panică cei mai mulți dintre noi. Cei mai mulți dintre noi, pentru că deja nu credeam să învăț a muri vreodată. Deja ne-am învățat cu moartea, care moarte este proiectată în mintea noastră și așa și este, de fapt, lipsa luminii. Acesta este întunericul și acesta este și iadul. Asta i s-a întâmplat, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, el care își punea nădejdea în el, în știința sa, în mandatul pe care îl avea de la Sanhedrinul din Ierusalim, în legitimația de procuror pe care o avea și cu mandatul pe care îl avea să stârpească orice fel de comunitate creștină pe întreg ținutul Țării Sfinte și încă și în Siria. Pentru că fiind pe drumul spre Damasc, da? Iată că s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și fiindcă și-a pus nădejdea în el, l-a întrebat Dumnezeu. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Până aici, toate bune și frumoase. Iată, vocația. Vocația vine de la voce.
de la chemare. Saule, Saule, a auzit cuvântul ăsta, oare de câte ori ne-a strigat pe nume? Vasile, Gheorghe, Matei, Luca, Mariana, Marinela, Cezar, de ce mă prigonești? Dar poate că n-am auzit. Iată Saul, care își punea nădejdea în el, aude o voce și îl mai întreabă ceva. Un lucru extraordinar. Adică nu ți-ai fi închipuit niciodată că cineva poate să te întrebe așa ceva. De ce dai cu piciorul? De ce dai cu piciorul în țepușă? Vă puteți închipui numai mișcarea. Închipuiți-vă un drug de lemn așa, o țepușă ascuțită și tu să dai cu tibia, să dai cu piciorul așa în țepușa aceea, să o rupi. Este o imagine absolut uimitoare. Absolut uimitoare. De ce dai cu piciorul? Parcă numai când te gândești ai o strângere de inimă, o mică durere așa, când îți închipui cum ai putea să dai cu piciorul în țepușă. Numai când te gândești, fără să faci gestul pe care, bineînțeles, nici nu te-ai gândi. Avea să simtă Dumnezeu aceste vârfuri la răstignire în palme, în picioare, avea să le simtă cu asupra de măsură. Dar până atunci îl întreabă de ce dai cu piciorul în țepușă. Și își dă seama imediat de lucrul acesta că dacă își pune nădejdea în el, n-o să mai vadă niciodată și începe să aibă un dialog. El orbul, el care nu stătea de vorbă cu nimeni, întreabă cine ești. Ei bine, eu sunt, nici nu știa pe cine prigonește. El ca un procuror, un cunoscător de lege și cu un mandat al dreptății, dar dreptatea voastră înaintea lui Dumnezeu este... Și atunci el avea un mandat și o dreptate extraordinară izvorită din ce? Din corectitudinea lui morală, din cunoștințele lui absolut minunate. La 21 de ani era unul dintre cei mai titrați rabini și studenți ai școlii lui Gamaliel, care era cel mai titrat rector din vremea aceea. Era și cetățean roman. Adică să ne închipuim că am avea cetățenia americană, elvețiană și mai nu știu ce. Și pe deasupra avea și acest mandat care îi gonfla toate darurile acestea pe care le avea el puse în lucrarea lui și anume aceea de a stârpi această molimă numită creștinism. El avea în față ce niște oameni care aduceau încălcau legea, o lege religioasă și care trebuiau reduși la tăcere cu orice preț. Atât de hulitoare erau cuvintele lor, încât nu era niciun fel de pedeapsă suficientă pentru ei, pentru creștini, decât Sfântul Arhidiacon Ștefan, decât moartea, pentru că nimeni nu putea să-i mai reducă la tăcere decât prin suprimare fizică. Dar oare ce spuneau acești oameni? Ce credeți că îi oripila atât de tare pe iudei? Hristos a înviat! E, asta era atât de neplăcut diavolului la auz, care tocmai fusese înșelat și tocmai îi se surpase toată împărăția, încât răcnea ca un leu pe cine să sfâșie. Și chiar o făcea și o face și astăzi la fel, pentru că durerea lui n-a scăzut, ci a crescut. Nu înțelegea Saul, nu înțelegea asta cu ochii cei raționali, cu urechile, cu mintea lui, ci iată a priceput-o când era, cum? Orb. Extraordinar! Ce joc minunat face Dumnezeu! Iată!
Zici că vezi, zici că ai citit, zici că ai învățat, zici că ești bun, zici că ești drept și toate astea sunt hârpe lepădate. Ai ajuns ce? Lepădătura lumii. Și abia când ai ajuns lepădătura lumii, ca nu cumva să-ți pui încrederea în tine, ci să te socotești în tine ca osândit la moarte, auzi acest cuvânt. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și răspundem obraznic ca cei când care aud cuvântul lui Dumnezeu, flămând am fost și nu m-ați... Și toate celelalte și voi n-am răspund, vom răspunde, când te-am prigonit? Păi când l-ai judecat pe aproapele m-ai prigonit. Când n-ai crezut m-ai prigonit. Când? Zice, și de m-am aprins cu vreo poftă oarecare și m-am despărțit de a ta voie și sfințire. Extraordinar! Adică tot ce înseamnă această supunere a Duhului plăcerilor trupești, nu în sens că Dumnezeu nu dorește să ca omul să fie fericit, ci în sensul că Dumnezeu nu dorește să ca omul să fie rob. Când te-ai aprins de vreo poftă, când te-a robit vrăjmașul, te-ai despărțit de a mea voie și sfințire. Care dintre noi ar putea să-l vadă și să se bucure pe fiul său că este robit de vreo patimă? De câte ori nu intervenim chiar și în familia copiilor noștri, gândind că soția îl prigonește sau soțul o prigonește pe fiica noastră și nu se poartă cam cum ar trebui să se poarte, că gândim noi asta. Deci așa, dacă noi ca oameni putem să gândim și să ne fie milă de copiii noștri, pentru că gândim pe bună dreptate sau doar într-o iluzie că este persecutat de soția sau de soțul, cu cât mai mult Dumnezeu care zice te desparți de a mea voie când faci voia celui rău și intri în robia lui. Și atunci, ca să nu ne punem nădejdea în noi înșine, iată că Dumnezeu ne pune în genunchi cum l-a pus și pe Saul. Începând de la și pe Saul, dar începând și de la Solomon, care în toată frumusețea lui se îmbrăca ca și crinii câmpului, și pe David, care a fost cel mai mare rege al lui Israel, pe toți i-a smerit. Sufletul meu este smerit până la moarte, spune David. Citiți psalmii și să vedeți de câte ori spune m-au lovit durerile morții, m-au împresurat săgețile mori. Deci acei psalmi zvorăsc ca o rugăciune de unde? De acolo, din adâncul cel mai adânc, ca nu cumva să zici tu, fiindcă am oaste multă, fiindcă am putere multă, fiindcă am deșteptăciune multă, fiindcă am frumusețe multă, fiindcă am multe din darurile pe care mulți nu le au, am ieșit din aceasta. Și ca nu cumva să ne punem nădejdea în noi înșine, ne dă totuși voie să ne ajute la cărarea crucii un alt om, un aproape, ca să ne smerească, ca să-l putem iubi pe aproapele, dar cu toate acestea spune, atunci când tu te socotești că ai murit, atunci când puterile tale, cât ar fi de mari ele, te-au părăsit și când strici către mine, eu sunt acolo. Și îi spune, Saule, ridică-te, du-te în cetate, vei găsi acolo pe cineva și toate celelalte pe care le cunoașteți. Deci trece Saul prin această transfigurare de la Saul la Pavel și cu toate acestea Dumnezeu îl ține toată viața la marginea aceasta extraordinară între viață și moarte. Tot timpul între viață și moarte, ca nu cumva să credem că Pavel este, Sfântul Apostol Pavel este mare pentru că scrie atât de frumos încât noi nu înțelegem
și nu vom înțelege probabil 1000 de ani în cheie rațională, fără să ca harul să ne-l descopere pe Duhul Sfânt de acolo, din cuvintele lui Pavel. Deci ca nu cumva să credem că Pavel, atât de mare cât este el, Dumnezeu l-a trecut odată prin Marea Roșie, l-a trecut odată pe la Faraon și după aceea toată viața el împărțea binecuvântări, stătea cu mâinile să îi le pupe în stânga și în dreapta, primea daruri, primea tot felul de pomelnice și mai știu eu ce pretenții credem noi că avea. El spune doar atât. N-am ostenit pe nimeni, am cusut corturi cu mâna mea, am purtat pe lângă mine un ucenic sau altul, o femeie soră care să-mi slujească cum să-mi slujească. Nici nu știm ce putea să facă, ce putea, poate să această delicatețe a femeii în toată viața asta atât de aspră, de marginea morții, de marginea prăpastiei, o femeie care venea cu delicatețea ei, cu capacitatea de jertfă, cu ce putea să facă, nu știu, să-i spele o troacă, un vas, că mi-închipui că avea un vas pe care îl purta cu sine și nimic mai mult. Ei bine, și mai mult decât atât, purta cu sine probabil pe cineva căruia să-i dea mai departe, să-l facă ucenic și mai departe apostol, lucru care s-a și întâmplat. Ei bine, cu toate că l-a trecut Dumnezeu de atâtea ori pe lângă moarte, el ce spune? De fiecare dată venea o asemenea ispită asupra mea, încât eram rănit ca de moarte. Știam că asta, din asta nu pot să mai ies. Știam că asta este moartea. Mulți dintre noi avem tot felul de probleme. Poporul are probleme. Poporul român, omenirea în general, dar vorbim acum de cei care, pe care îi cunoaștem măcar după nume sau după chip sau după botez. De cei cu care ne-am botezat în aceeași cristeliță și de cei mai puțini cu care ne împărtășim din același potir. Până la urmă, iată, zice, soția ta este afară, copiii tăi sunt afară, frații tăi sunt afară. Și ce spune Mântuitorul? Asta sigur când ți se adresează preotului. Mântuitorul îi spune, mama ta și frații tăi sunt afară. Și vedeți cum se adresează, cât de frumos. Deși e Maica Domnului. Cine sunt frații mei? Cine e mama mea? Decât cei care îmi ascultă cuvântul, îmi urmează mie și vor fi cu mine în rai. N-aveți grijă, că am eu grijă de frații mei și de mama mea. Acum este timpul să fac pentru frații mei care trebuie și dacă vor să mă urmeze. Ei bine, de multe ori se întâmplă că noi nu cunoaștem durerile celor cu care ne împărtășim dintr-un potir. Nu cunoaștem numele celor care suntem aici. Vă dați seama că se poate întâmpla ca să nu știm numele celor cu care ne împărtășim. Suntem consangvini. Mai consangvin decât cu mama, cu tatăl, cu fiul, cu fica. De aceea și spune, de vei iubi pe tată, pe mamă, pe fi... mai mult decât pe mine, nu ești vrednic. De ce înseamnă aceasta? Să te desparți de sângele meu ca să te unești cu sângele acela, să zici, păi sunt din sângele meu, sunt copiii mei, sunt... Da, dar acela dacă te desparte de trupul acesta, te desparte de viață, te desparte de sângele cel îndumnezeitor și de viață păcător, nu ești vrednic. În ce sens nu ești vrednic? Te desparți singur. Nu că îți dau o bulină neagră sau cartonaș roșu, ci singur te desparți. Pentru că dacă te unești mai mult cu cineva care te desparte de Hristos, atunci înseamnă că te încredințezi ajutorului omenesc și înseamnă că nu mai ești salvat din acea moarte, din ce moarte
ne-a ridicat Hristos, ne-a înviat Hristos. Acestea sunt câteva cuvinte legate de durerea noastră, de durerile noastre. Într-adevăr, nu ne cunoaștem cei care ne împărtășim din același potir și nu ne cunoaștem durerile, că dacă ne-am cunoaște măcar după nume și am căutat să cunoaștem și durerile și suferințele celorlalți, iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nădăjduim că încă ne va mai izbăvi din durerile morții, că toți vom trece, astăzi e unul bine, mâine unul rău și așa mai departe, avem un parcurs până la judecată, până la apocalipsa personală fiecare, dar până atunci suntem ca un pluton, știți, de luptători, de elită care merg într-o sahară. Și aici toate problemele, postul, setea, foamea, ispitele, toate acelea. Dar noi trebuie să ne sprijinim unii pe alții cum? Ajutându-ne și voi cu rugăciunea, așa încât darul acesta a făcut nouă prin rugăciunea multora să ne fie prilej de mulțumire. Deci cât de minunat este lucrul acesta ca să cunoști durerea aproapelui tău. Iată, 50 de oameni, 100 de oameni, 200 de oameni cunosc fiecare sau pe cei mai mulți dintre noi, atât cât este cu putință, fiindcă, sigur, lucrurile acestea, cele mai multe sunt spuse la spovedanie, dar altele sunt cunoscute, cât pot fi cunoscute și cât pot fi arătate, ne rugăm unii pentru alții. Și mi-a venit acest gând în seara aceasta pentru că am citit pomenicele cu voce tare și poate de multe ori spuneți, dar nu-i cam pierdere de vreme, în timp ce părintele ar putea să citească o rugăciune, celălalt să pomenească în taină, în gând. Se poate și așa. Dar ce vreau să arăt este următorul lucru, că în pomenicele alea, întotdeauna sau aproape întotdeauna, văd numele celor care sunt consangvini, numele celor care sunt din familia, cine sunt frații mei și surori, cei care sunt din familia mea duhovnicească, care, să nu vă supărați, este un adevăr, este mai apropiată și mai valoroasă în fața lui Dumnezeu decât familia biologică, în cazul în care familia biologică ar putea să fie risipită sau apostată sau secularizată sau lepădată sau și așa mai departe, sau care te torpilează să nu mai vii la biserică, că postești prea mult și nu știu ce. Să nu fie, Doamne ferește, să vă despărțiți de ei. Și prin rugăciunea multora pentru ei, să-i facem și pe noi, de fapt, să fie nu numai familie biologică, ci și familie de sânge. Că nu suntem de sânge, nu mai suntem de un sânge cu cei din neamul nostru. Măcar că nu se exclude asta, dar suntem și de un sânge cu Hristos. Asta este un lucru pe care încă mulți nu-l înțelegem, începând cu mine. Și atunci este foarte important ca să ne purtăm unii altora suferințele, rugându-ne unii pentru alții, așa cum spunem la rugăciunea asta, ungându-ne cu un de lemn sfințit, punând rugăciune unii pentru alții și cunoscând problemele unii altora, repet, în limitele delicateții duhovnicești, creștine, în limitele discreției, în limite non-invazive și dacă am spus delicatețe duhovnicească, am spus totul. Aceasta este, până la urmă, credința noastră, o poezie. Oameni care, cărora nu le tremură mâna pe spadă sau pe pistolul mitralieră sau altfel, dar au sufletul ca o poezie. Acesta este creștinul. Și uitați-vă la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, la Sfântul Mare Mucenic Mina, la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la toți luptătorii aceia care puteau să se lupte cu armate întregi, să doboare armate întregi sau așa, dar când venea vorba de viața duhovnicească, avea o delicatețe pe care încă nu o putem înțelege. Acestea vi le-am spus în seara aceasta, Dumnezeu să vă dăruiască putere
să vă rugați în continuare unii pentru alții, să ne rugăm unii pentru alții, este foarte important. Aveam o candelă de rugăciune, dacă mai ținem minte, dacă o mai țineți minte, acolo în fiecare seară, în fiecare noapte, aducem în memorie treaba asta sau spunem celor care nu știu de ea, cât de minunat poate să fie aceasta, tu să dormi 6 zile pe săptămână, de fapt 7 zile pe săptămână fără o oră de noapte, dormi 7 nopți pe săptămână fără o oră pe noapte și în 7 nopți, în fiecare oră de când te-ai culcat, cineva te pomenește pentru roaba lui Dumnezeu, Daniela cu familia. Ora următoare, pentru roaba lui Dumnezeu, Daniela cu familia. Și așa mai departe, luni, marți la fel, miercuri la fel. Vă puteți închipui ce forță este asta? Vă puteți închipui câtă energie, cât har dă Dumnezeu acolo unei astfel de comunități? Poate de aceea, zic, măcar că poate fi o speculație ce spun acum, mă gândeam de multe ori în ultimul an la toată lupta aceasta pe care o purtăm, pare așa luptă, fără sorți, ca nu cumva să ne punem nădejdea în noi înșine, cu ridicarea bisericii, cu terenul, cu nu știu ce, inclusiv faptul că s-a dus până acolo, atât a încălcit vrăjmașul lucrurile, încât factorul politic ne șantajează pe noi, adică condiționează eliberarea autorizației pentru această biserică, dacă cele care sunt construite fără autorizație, nu știu ce, vor fi, ascultați, relocate. Nu știu dacă în duh am înțeles corect, dar dacă s-a ajuns până aici, se pare totuși că cineva este necăjit pentru ce facem pe aici. Și dacă e necăjit, înseamnă că facem bine. Că nu e vorba de om, că noi nu ne punem încrederea în om și nici nu ne luptăm cu omul, pentru că lupta noastră nu este împotriva omului. Noi cu toți oamenii avem ceva în comun, nimic în comun avem doar cu diavolul. Așa, Dumnezeu să vă ocrotească pe toți, celor care aveți apăsare, știu. Săptămâna aceasta au fost niște lupte extraordinare, cu rupere de uși, nu așa. Puneți-vă, sau să ne punem, fiindcă nici eu nu sunt scutit, să ne punem nădejdea în Domnul. Și dacă aș fi scutit, poate să fie mâine, sau peste un an, sau peste 20 de ani, pentru că până n-ai auzit cuvântul acesta, vino, binecuvântatule, de moștenește împărăția, până atunci, în orice clipă și în drumul tău către cer, încă te poate păcăli vrăjmașul. Să nu fie. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinte. Canon. Pentru vinerea viitoare, fiecare vine cu o întrebare scrisă. De acasă, anonimă, pentru că știu că s-a pus problema aceasta, că e o rușine. Să vă spun ceva. Mi-am dat seama de lucrul ăsta cu rușinea. Iubiților, orice v-aș spune și oricât aș încerca să mă smeresc acum în legătură cu ce vă voi spune, va părea fals, ridicol și poate chiar este fals. Eu nu sunt învățător de lege, deși este și această funcție, să zicem, această dimensiune a sacerdoțiului. Este această dimensiune învățătorească.
Dar noi suntem aici, spune acolo, niciodată nu spune că acesta este mai deștept și trebuie să învețe pe ceilalți, ci spune, când mă rog, toate rugăciunile care sunt adresate lui Dumnezeu pentru popor și pentru noi, spunem așa, slujitorul tău cel nevrednic. Deci când facem aceste întâlniri, eu nu sunt învățătorul, deși poate că e ceva de învățat și avem întotdeauna ceva de învățat, de aceea spun să punem întrebări. Eu sunt slujitorul, pentru că preoția în legea cea nouă înseamnă iubire și slujire. Sigur că prin această slujire se și învață ceva. Eu învăț ceva, frățile voastre învățați ceva. Dar rușinea nu trebuie să vină dintr-o părută diferență de cunoștințe între învățător, care nu e învățător, ci slujitor, și ce? Învățăcel sau ucenic. Este ucenic pentru că este o statură duhovnicească, nu didactică. Nu este o diferență de intelect, o diferență de cunoștințe numai decât, pentru că toți suntem un univers. Avem respect pentru dimensiunea sacerdoțiului, pentru că îl țin pe Hristos, respectul față de preot nu vine numai decât că e deștept. Că poate să fie sau să nu fie. Și câteodată când este, poate să nu-i fie lui bine. Respectul față de preot vine din faptul că acela îl ține pe Hristos în mână, în palmă. Uite așa, vedeți cum ține Maica Domnului pe Mântuitorul. De aceea spunea Părintele Arsenie că două daruri prea minunate a lăsat Dumnezeu pe pământ. Pe Maica Domnului și preoția. Și dacă vreți această imagine că Maica Domnului ține pe Hristos, așa îl ținem și noi. Ați văzut când ne rugăm, cred Doamne și mărturisesc. Ați văzut? Acolo este Hristos și îl ținem așa cum Maica Domnului îl ținea la piept. Măcar de am avea noi frisonul, fiorul acela, credința aceea, Doamne iartă-mă că îndrăznesc, dar Părintele Arsenie a îndrăznit. Prin urmare, respectul vine din această dimensiune a tainei. Nu că el este deștept sau frumos sau înalt, pentru că ce spune Sfântul Apostol, Sfântul Ioan Botezătorul? Și asta trebuie să și fie. Preotul face legătura între partea dinspre lumea preasfintei treimi, adică Duhul Sfânt și omul care poate să fie împietrit sau împiedicat. Și el întinde mâinile așa între Duhul Sfânt și omul acela, sufletul acela, și trece prin el harul, trece curentul. Asta nu înseamnă că el are o statură extraordinară. Asta înseamnă doar că are această, i s-a dat acest har, are această disponibilitate și această slujire. Și Sfântul Ioan Botezătorul spune atât de minunat, eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. Aceasta trebuie să facă duhovnicul. Vine omul, nu știe nici crezul, nu știe nici ce-i icoana, ce-i crucea și la un moment dat și se pare și într-adevăr ceva minunat, părintele este ceva minunat, dar părintele, el trebuie să se micșoreze și Hristos să crească în inima lui, trebuie să ia icoană Iisus Hristos, nu părintele. Și atunci părintele trebuie să se facă mic, mic, mic. Și Hristos trebuie să crească mare, 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 până toată inima aceea este copleșită. Și atunci, unde e legătura cu ce vreau să spun? Când ți-e rușine să pui întrebarea, ți-e rușine pentru că te raportezi pe tine rațional și ca deșteptăciune, eventual, la părintele sau la ceilalți. Ce o să spună ceilalți? Eu care sunt ceva. Profesor universitar, doctor, nu știu ce. Și atunci facem altfel. Pentru că n-am ajuns încă la măsura aceasta, începând cu mine, facem ca și cu copiii.
Și atunci aveți un canon care e foarte simplu. Scrieți întrebarea pe hârtie, anonim, se adună hârtiile la fiecare întâlnire și cu mila lui Dumnezeu, ne împărtășim toți de cuvântul pe care îl dă Harul. Pentru că de întrebarea ta sau răspunsul la întrebarea ta poate să se împărtășească, așa face Dumnezeu. Îi vorbește părintele și unul zice, mie mi-a zis. Părintele nu știe. Cum spuneau aceia? Zice, dar cum știe să vorbească în limba noastră? Petru, că era și analfabet. Ei auzeau fiecare limba lui. Păi sigur că Harul era translator. Așa se întâmplă și aici. Și de aceea punem în primul rând că ne lămurim și noi câteva lucruri, adică facem un exercițiu. Este un exercițiu care contează foarte mult, fiindcă e foarte important. Nu poți să lucrezi. De ce? Noi nu ne îmbunătățim pentru noi să fim mai deștepți. Ci noi căutăm să creștem exact cum un medic, așa un profesor, orice fel de om, unul care face viori, caută să se desăvârșească ca să fie pentru ceilalți valoros. Și atunci asta este ce căutăm. Aici noi nu creștem în deșteptăciune, ci creștem duhovnicește. Pentru că dacă ar fi să creștem în deșteptăciune, ne-am duce toți la academie și am face acolo în fiecare duminică, s-ar face la academie câte o conferință. Și noi am ascultat 10 ani, 20 de ani și la urmă am zice, ne-am mântuit, ne mântuim. Ori nu așa funcționează lucrurile, că i-ar fi ales până la urmă pe cei care conduceau Sanhedrinul, Hristos, ca să propovăduiască cuvântul. Dar el a ales un pescar, un croitor de corturi, un cioplitor, un cezar, un Vasile, un Gheorghe și așa mai departe. Dar numai după ce a renunțat să-și pună nădejdea în el. Aștept întrebările data viitoare, nu că sunt dornic să răspund la întrebări, ci pentru că trebuie să câștigăm și noi ceva mai mult din seara asta. Adică exact ca și cum am avea un hectar, dar am pune greu numai pe un colț, pe 500 de metri. Zice, lăsa, mie mi-ajunge 500 de metri, pun acolo 2 saci de făină, câte pâini. Îmi ajung 200 de kilograme de făină, mi-ajung un an să fac turte. E în regulă. Nu așa. Dumnezeu să vă binecuvinteze.